Hei, hei, hei! Începem un nou daily vlog. Ne pregătim pentru luna decembrie, când avem multe daily vloguri. Dar nu mă gândeam să încep un daily vlog astăzi, nu aveam un plan, însă mi-au scris o familie de români că sunt în LA. Și tot am vorbit în ultimele zile și nu știam sigur dacă, dacă programele noastre se aliniază, dar cred că se aliniază și cred că în seara asta ieșim la cină. Așa că mă gândeam că poate vor și ei să fie pe cameră și să împărtășești cu voi, că mie place așa când mă vizitează lumea, cu toate că nu ne cunoaștem, dar mă vizitează, gata. A venit familia în vizită. Da, familia Larisa în Los Angeles. Așa că asta facem, dar înainte de asta am niște colete, de fapt John are niște retururi la UPS și dacă tot sunt în zonă, m-am zis că mă duc să mănânc și eu un ramen pentru că n-am mai mâncat de mult timp și 30 de grade afară, adică e momentul perfect pentru asta. Și dacă mai am timp înainte să vreau pe John de la școală, mai plimbăm și prin magazine. Dacă nu, asta este. Ce m-am întâlnit cu Anca, ce am ieșit de la cină. A fost o cină superbă, o mâncare foarte bună, la un restaurant tailandez. Și mă bucur că, că m-a sunat și că mi-a zis că vine și ne-am putut întâlni. Și eu mă bucur că ea a putut să vină, că a avut timp, că e foarte ocupată. Poate ne vedem și altă dată. Și eu sper, poate vine în Sacramento. Da. La revedere! Bye! Thank you.
E o zi excelentă, astăzi sunt atât de fericită, atât de multe chestii bune s-au întâmplat și se întâmplă în viața mea. Și anume, faptul că ieri m-am întâlnit cu una dintre voi, m-a contactat Anca să-mi spună că vine să viziteze LA-ul. Ei locuiesc în Sacramento și am venit cu toată familia și ne-am dus la restaurantul tailandez și am mâncat împreună și ne-am simțit foarte bine. Și așa m-am încărcat cu energie pozitivă, pentru că, în primul rând, sunt oameni de treabă care îți place să povestești și pe care nu i-aș fi întâlnit dacă nu aș fi avut canalul de YouTube, ceea ce mi se pare atât de fain. Și nu știu, a vorbit despre viață, despre toate chestiile astea faine și m-am simțit foarte bine. Chiar m-am încărcat cu energie pozitivă. Toate că era seara târziu, eram obosită, dar a fost extraordinar de fain. Da, chiar a fost foarte plăcut. Așa, și pe urmă am ajuns acasă, John nu se simțea bine și am preluat ștafeta. Să am grijă de Johnny, să-i fac baie, să-l pun în pat, să fac toate astea. Și mai aveam de editat videoul pentru astăzi, pe care l-am postat astăzi joi și nu l-am terminat. Și niciodată nu mă culc înainte să termin de editat videoul, pentru că durează foarte mult să export videoul final și pe urmă să îl uploadez pe YouTube. Și pentru eu îl uploadez la 9 dimineața ora LA-ului. Și nu-mi place să le las pe ultima 100 de metri, pentru că de foarte multe ori YouTube poate să-mi dea eroare și să zică că durează 3 ore să uploadez un video de 30 de minute. Câteodată durează 5 minute. Depinde de cum se trezește YouTube-ul în ziua respectivă. Și n-am avut altă soluție decât să stau până seara târziu să-l culc pe Johnny, pe urmă să fac chestia asta și am zis că nu pot să fac asta. Așa că m-am culcat și m-am trezit la 5 dimineața, m-am târât din pat, pentru că o seară înainte m-am trezit la 4 și jumătate, n-am mai putut să dorm. Și m-am culcat târziu, da. Și m-am târât din pat, m-am trezit și am început să editez video, dar nu înainte să pun la cuptor prima mea pâine cu maia. Deci, de 3 ore am încercat să fac maia. Maiaua e un proces de fermentare din făină și apă. Are bacterii foarte bune și atunci făina albă este bună pentru digestie și chiar și în documentarul acela Zonele albastre vorbesc despre cum în Italia mănâncă multă făină albă, dar pâinea, în majoritate, este pâine cu maia, fermentată și bacteria bună și așa mai departe. Și îmi doresc de foarte mult timp, pentru că de la piață cumpăr pâine cu maia. Chestia e că o pâine cu maia are două ingrediente, sau trei, cel mult. Făină, apă și sare. Astea sunt cele trei ingrediente. Nu este drojdie, nu e nimic, e proces natural de fermentare. Și durează foarte mult să faci maiaua respectivă. Am încercat prima dată dintr-un plic pe care l-am cumpărat dintr-un supermarket. N-a funcționat. Am încercat a doua oară dintr-un plic pe care l-am cumpărat de pe internet. N-a funcționat. A treia oară l-am făcut maiaua și problema a fost că mi s-a stricat cântarul și mi-am dat seama prea târziu, pentru că cred că am pus prea mult lichid, că a crescut, dar era foarte lichidă și avea și bulele de aer, de fermentare și așa mai departe, dar în ultimele două zile a fost mult prea lichidă. Și îmi dădeau lacrimile, pentru că era a treia oară și consum și energie, și apă, și făină, și că îmi cumpăr apă la sticlă ca să fiu sigur că nu are bacterii, din sticlă de sticlă și Dumnezeule câte chestii fac pentru maia respectivă și arăta atât de bine la început și pe urmă în ultima zi, în urmă două zile s-a dus totul pe rupă. Și mi-au dat lacrimile, deci nu mai știam ce să mai fac. Și este o brutărie, am căutat pe internet, este una în Long Beach care zice că vinde, dar nu vânde, nu a deschis decât în timpul săptămânii și nu ajung acolo în timpul săptămânii. Și mă tot uit la ochii mei, nu știu ce am făcut aici. Am pus ceva afară sau nu știu ce s-a întâmplat. Să știi că nu m-a bătut John. Și mă uitam la ea și zic că o să trebuie să mă duc în timpul săptămânii până la mama naibii în Long Beach ca să-mi cumpăr maia. Și zice John, ce ai zice dacă vin acum acasă cu niște maia? Zic, mă căsătoresc cu tine din nou. Ce să mai zic? Aș face orice. Și a găsit o brutărie la care merg eu de obicei să cumpăr pâine în timpul săptămânii, că nu merg la piață. Are o altă locație unde de fapt fac ei pâinea și a găsit el pe internet că nu vând maiaua, dar dacă cumperi ceva de la ei din brutărie, îți dau maia. Și vine acasă cu borcănașul ăsta mic cu maia și zic, gata, hai să semnăm actele din nou.
Am auzit chiar pe internet zilele trecute cineva care zicea odată la 10 ani își revizuiesc căsnicia și vorbesc despre ce le place, ce nu le place, așteptări și așa mai departe. Zic, asta este, nu mai trebuie să mai vorbim despre ce ne place, ce nu ne place, mi-mi place orice mi-a adus Maia. Și am prelucrat puțin Maia, adică am hrănit-o și a doua zi și a treia zi ca să fiu sigură că nu o dau în bară. Și pe urmă am văzut că e ok, zic, hai să fac pâine, n-aveam așteptări. Dar mie mi se pare că e și foarte bine. Chiar sunt foarte mulțumită de ea. Nu a crescut la fel de mult precum mă așteptam. A crescut prin ataluatul, dar pe urmă când l-am făcut din nou sub formă de pâine, n-a mai fost chiar atât de mare. Dar cu toate astea, când am deschis pâinea și am văzut bulele alea, zic, văleleu, am reușit! Deci mi-au dat lacrimile azi dimineață. Am plâns că am făcut pâine cu Maia și pe urmă am mâncat jumătate de pâine cu Maia. Ce zici de asta? Nu chiar jumătate, am împărțit jumătatea mea cu Johnny. L-a trezit pâine proaspătă, maică, a făcut pâine cu Maia, trezește-te și mănâncă. Și eu l-am mâncat o felie cu pâine cu unt de arahide și gem și eu am mâncat 3 felii, 2 dintre ele cu humus, cu morcovi și o felie de pâine cu gem, că nu se putea altfel. Și colțul pe urmă l-am băgat în humus. Asta a fost micul meu dejun și prânzul meu și cina mea. Glumesc despre cină, dar a fost demențială și am fost atât de fericită. O să mă duc după ce le iau pe gen de la școală să mergem din nou la Whole Foods să cumpăr apă și făină, că mai am nevoie de puțină făină, că am terminat făina, și să fac din nou. O să încep să o prepar în seara asta, ca pe urmă mâine la noapte să o țin la dospi și mâine să o bag la cuptor. Deci numai asta mănânc. De acum înainte nu mănânc decât pâine. Până o să mă satur, dar nu știu dacă o să mă satur. Deci mi-am dorit de atât de mult timp, mi-am cumpărat asta, oala de fontă, dacă ții minte, din Montana în martie. Din martie îmi doresc să fac pâine cu Maia și la noi că e noiembrie. Dar una dintre chestiile pe care mi-am dorit pe anul acesta a fost să fac pâine cu Maia. Și am făcut. Deci, da, sunt foarte îngătată. Astăzi sper ca nimeni să nu mă supere, cu toate că încearcă cineva. Șeful nostru locuiește destul de aproape de noi și el are o piscină, bineînțeles. Bineînțeles, nu că toți șefii trebuie să aibă o piscină, dar el are o piscină pe care o călzește din când în când. Și mi-a trimis nevasta, nu știu, m-a întrebat ce vrea Johnny de Crăciun și pe urmă zice, a, știi că piscina noastră e încălzită săptămâna asta, noi suntem acasă, dar dacă vrei poți să-l aduci pe Johnny și să vă bălăciți în piscină. Și zic, ok, zic, probabil că o să venim vineri pentru că el are școală și nu o să veni noaptea, zic vineri după amiaza. Bine, și azi dimineață i-am cam zis lui Johnny așa, dar nu prea așa printre, poate mergem, că și-a dorit copilul vara asta să mergem la piscină toți trei și tot nu am reușit, sau măcar eu cu el. Și i-am zis că poate mergem și mi-am zis că întrebite mesaj că i s-a stricat încălzitorul ăla de piscină. Cred că e chestia că o să fie acasă și nu mai vor să venim. Sau nu știu care e. Sau s-au gândit să invită pe cineva acasă acum și nu mai vrea să venim noi. Dar chestia că spui și după care retragi toată chestia asta. Că nu mă deranjează pentru mine. Că rezist și fără să mă la piscină, dar mă deranjează pentru copil. Și am fost reticentă să nu-i spun. Acum o să-i spun că s-a stricat încălzitorul și hai să facem altceva. Când ești așa liber, putem să facem altele, însă principiu așa. Dar am făcut azi dimineață pâine cu Maia, așa că chiar dacă asta m-a dezamăgit situația, nu o să mă supăr pe ea, pentru că asta este. Viața merge înainte, lasă încolo de piscină, o vedea, o merge undeva unde este piscină la un moment dat. Dar dacă astea sunt veștile bune din viața mea, m-am întâlnit cu Anca, am făcut pâine cu Maia și am făcut pâine cu Maia. Și a fost și bună. Și am mâncat și jumătate de pâine. Cred că de la toți carbohidrații aia sunt așa de fericită. Ok, trebuie să mai muncesc. Asta am făcut astăzi. Trebuie să mai... ce dea mail-uri pe aici. Așa. Și trebuie să trimit niște cărți, că am primit niște comenzi pentru niște cărți de ale lui John. Și... Bruu, ce dea mail-uri, da, oameni buni. Calmați-vă! Da, am terminat cu câteva mail-uri și între timp am primit un mesaj cum că trebuie să fac pauză. Mi-a fost livrată comanda de la Hill House, au pus o comanda, colecția de Crăciun acum și
ce să vezi, nu mi-am comandat o roche neap, dacă la asta te gândești. Am foarte multe. Am multe. Mi-au plăcut, dar nu pot să zic că m-au dat pe spate încât să zic, oh, trebuie să-mi cumpăr o roche. Așa că nu mi-am cumpărat o roche. Însă, mi-am luat alte chestii. Unele dintre ele folositoare, unele nefolositoare, bineînțeles, că doar femeie sunt. Și anume, mi-am cumpărat o pijama. Am o pijama de vară de la ei și, sincer, de când am cumpărat-o, am cumpărat-o la reduceri, numai pe aia am folosit-o, pentru că e din bumbac, e foarte moale, nu strânge pe niciunde și au scos colecția asta de Crăciun. Uite ce faină e, sper să nu fie prea scurtă. Mi-am luat mărimea M, tocmai ca să nu fie scurtă și în primul e foarte fain cu tipa asta care poartă, nu asta, stai puțin, că aia e o balerină. Unde e? Uite asta pe schiuri care poartă o roche nap dress. Foarte fain, nu? Am zis de multe ori că e chiar îmi place. Mi-a plăcut foarte mult imprimeul, e din bumbac, 100%. O să o probez mai încolo, ca să fiu sigură. Și cu pantalon. Oh, nu! Pantalonii îmi sunt foarte scurți. Nu știu dacă o să-mi placă. Când vin așa, foarte scurt până aici. Aia s-ar putea să nu-mi placă. Nu știu. Ah, de ce fac chestiile astea pentru oameni mici? Și am luat mărimea M în speranță să fie suficient de lungă. Îmi place imprimeul. Da, și îmi place și imprimeul și materialul, dar o să încerc, dar nu cred că o să-mi placă. Da, ai o pijama care o să returnez probabil 99%, însă mi-am comandat și alte chestii. Dar nu-mi strică zenul astăzi pentru că am făcut pâine cu Maia. Mi-am luat niște ear muffins. Ear muffins? Ear muffs. Nu muffins, că nu-s de mâncat. Și anume astea. Păi de acum așa, numai așa vin la tine. În fiecare vlog numai așa mă prezint. E când nu vrei să porți căciulă, dar să îți fie cald la căpoc. Mi-acoperă urechile. Sau și asta e mică, e pentru oameni cu capul mic. Mi-acoperă din ureche, dar nu mi-acoperă până aici jos. Dar arată bine, nu? Nu stă bine cu ele sau și pe asta trebuie să le returnez? Uite așa cu o geacă mare. Să vezi ce mișto face John și cu Johnny de mine. M-a plăcut că au ștrasurile astea de așa. Bum, bum, bum. Acum trebuie să-l cămâim pe John să mergem undeva la zăpadă. Dar eu zic că e bine, nu? Astea îmi plac. Și se rabatează, drag, așa. Bum, bum. Și poți să le ții. Era fain dacă veneau cu un pouch. Așa, și ultima chestie pe care am comandat-o, asta chiar nefolositoare, și anume un breloc. Dar mi-a plăcut foarte mult, foarte girly. Așa, așa arată brelocul. Se focusează pe el, da. Na, 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 na. Așa, ăsta e brelocul. Ce zici? Merge sau nu merge? Nu știu, cred că poți să-l pui și la o geantă dacă vrei, dar eu cred că o să-mi pun cheile. Am aici un breloc cu Luke de la Gilmore Girls. Mă dau și pe asta, o să am mai multe brelocuri decât chei. Stai că mai am niște chei. Nu știu de ce nu le-am tot timpul împreună. Da, poate e timpul să fac puțină ordine la chei. Cred că asta o să fac acum. Dar da, ăsta e ca să și văd. Are și lumină și e de la magazinul Lego. Dar da, o să fac curățenie la astea și o să probez pijama care cred că o să o returnez. Și cam asta e. Mai lucrez, o să și mănânc puțin și până o să-mi iau copilul de la școală. Am plecat, ciao! Glumesc că nu mă duc cu asta acum, dar e tare fain. Mi-acoperă urechile sau nu? Mi-e acoperă din ureche, dar nu toată urechea, mi-aș fi dorit să vină mai jos. Am și picioarele prea lungi și capul prea mare pentru toată lumea. Dar nu, tot o păstrez. Pentru momente în care nu vreau să-mi stric părul, dar e frig afară, zici că sunt ceva animal ciudat. Așa arăt. Am venit de la Whole Foods și atât am cumpărat.
Am luat două din astea mari cu pâine, cu făină, să fac pâine. Sincer, am încercat mai multe făini, dar asta mi s-a părut că a crescut cel mai mult maiaua, așa că am cumpărat două din astea mari. Sunt de 2 kg 270. Pe urmă am vrut două din astea cu tofu, niște pudră de vanilie, este vanilie pură, așa, sare de mare, pentru că am nevoie pentru rețetele de pâine și am vrut sare din asta pentru mâncare. Nu știu, tot timpul mă întrebați de sare, nu știu care e răspunsul corect. Mai puțină sare e mai bine, dar știu că asta are iod, care este sănătos, care se găsește și în fructe și în legume și asta nu are, nu știu. Deci eu din când în când le folosesc și pe asta și pe asta, cam așa. Banane și niște apă, tot pentru pâinea cu maia. Am ajuns acasă. Deci ziua de astăzi, life motivul zilei de astăzi a fost hai să-i stricăm lui Larisa zenul. Cum putem să-i stricăm lui Larisa zenul? Deci prima fază a fost că am avut un colet și niște cărți de dus la poștă. Nu a putut să parchez la mine în fața casei, la mine în curte, pentru că e niște construcții. Cineva construiește ceva și nu aveam acces la garaj. Și am parcat pe stradă jos pe deal. Și îmi iau eu și cărțile și coletul ăla mare și toate și hai jos pe deal și ajung la mașină să deschid mașina. Zic, vălele, am uitat cheia. Nici nu putea să las coletul mare acolo, că mi-era frică că îl fură cineva. Ia din nou coletul, ia-te iar pe deal, du-te sus și ia-ți cheile. Ia-te, du-te jos din nou. Deci, te-am zis, nu-mi stric zenul, am făcut pâine cu maia astăzi. Deci pâinea aia cu maia, nu numai că a fost bună și am mâncat-o, dar m-a ajutat să stau sănătoasă la cap pentru o perioadă. După care primesc mesaj de la șefa mea că, deci, zici că tornada a venit la ei, că a explodat nu știu ce, că s-a întâmplat. Deci numai motive din astea, dar nu doar unul simplu. Deci le-a pus unul peste altul, de zici că e capătul lumii la ea acasă. Ce vrea să explice este că nu putem să mergem la piscină mâine.
mi-am și dat seama, din cauza semnei slujunii, sigur că mergem, că poate. Și nu făceam prea multe speranțe pentru că îi cunosc. Dar ce mă deranjează e că inventează tot felul de motive. Și în primul rând n-am întrebat eu, ei s-au oferit. În fine. Te-am zis, nu-mi stric zenul pentru că am făcut bine cu Maia. Pe urmă, le iau pe genul de la școală și trebuia să merg la baie, deci nu mai puteam. Și zic, hai mergem la Whole Foods, că trebuie să cumpăr făină și apă. Și zic că mă opresc acolo la baie. În drum spre Whole Foods, la 10 minute de Whole Foods, îmi dau seama că nu iasă joi. Joi are, se joacă cu o fetiță de la fosta școală și într-o săptămână vin la noi, într-o săptămână se duc la ei. Și săptămâna trecută am vorbit cu taică-su, care e părinte singur, și a zis că da, săptămâna viitoare la noi. Și zic, ok, săptămâna viitoare la voi. Dar, în mod normal, noi înainte, cu o zi, tot timpul confirmăm. Când ei vin la mine, tot timpul îi trimit mesaj. Deci mâine, da. Și el îmi trimite mie. Sau eu îi trimit lui. Dar eu am uitat ieri. Și zic că îi trimit mesaj. Avem astăzi, ne jucăm? Nimic. Îl sun. Nimic. Zic lui Johnny, ce facem? Mergem la Whole Foods sau mergem să vedem dacă sunt acasă? Mergem să vedem dacă sunt acasă. Conduc 15 minute până să văd dacă ei sunt acasă. Bineînțeles că nu răspunde nimeni la ușă, nu-i nimeni acasă. Urc în mașină, încă 15 minute până să mergem la Whole Foods. Deci, vezica mea era... Am ajuns în sfârșit la Whole Foods. Mă sună și îmi zice că fetița e plecată la maică sa. Și zic, bine. Dacă îmi crezi că ți-am zis, zic, ok. Te vedem săptămâna viitoare. După care au... nu mostre. Pot să mănânci, au sampluri la Whole Foods, adică au câte niște chipsuri sau ce vor să pune în evidență și poți să-ți iei de acolo cu un clește, să-ți pui una și pe care să mănânci. Al meu copil care asta face de obicei, nu știu ce l-a apucat ura asta, să ia cleștele ăla cu chipsuri și să bagi cleștele direct în gură. Deci când l-am văzut și în spatele lui, o doamnă, păi și noi cum mai îl folosim? Zic, Johnny, ce ai făcut? Zic, în primul rând nu e sănătos pentru tine, în al doilea rând pentru oamenii ăștia care vor să folosească cleștele. Oh, că îmi pare rău, mami, că n-am știut. Du-te prin prejurul magazinului și caută pe cineva să-i dai cleștele ca să nu mai folosească și altcineva. După care, mă sună doctorița mea de familie. Nu e niciodată bine când te sună doctorul de familie. Am făcut acum o săptămână niște teste pentru că tata a avut probleme cu inima și am zis să mă duc și eu. Să... cercetez, ea că știi că colesterolul tău e foarte bun, ești foarte tânăr și zic, așa mi-a zis și când am făcut cancer la sân. Și mi-a făcut niște teste amănunțite de sânge, plus mi-a făcut la gât o ecografie ca să vadă dacă venele sunt cumva, nu știu, dacă este grăsimea cu apesa, nu știu. În fine, venele arată foarte bine, bravo lor. Și analiza de sânge, așa la primă chestie, arătau bine, dar au făcut o chestie amănunțită ca să vadă, trebuie să mă uit pe mail, azi că îmi trimite, să descompune pe particule sângele și IQ-ul globulelor sau ceva de genul ăsta a meu. Cu cât e mai mare, cu cât îți mai deștepte celulele, cu atât e mai bine. Dar IQ-ul celulelor mele nu e foarte mare, ceea ce nu e bine. Și am zis, zic, de la ce? Ce e genetic? Na, bine. Bine că am luat genetica din asta cu probleme de peste tot. Și a zis că trebuie să fim atenți de la 40 de ani încoace, ca să fiu sigură că, nu știu, mai fac și un infarct sau nu știu. Nu știu. Sper că bunica nu se uită la partea asta. În fine, o să cercetez să văd care e problema. Bineînțeles că eu cred foarte mult în dietă și în toate astea, stil de viață. N-am mai fost la sală pentru că de când mi-am ăsta făcut spatele, dar trebuie să încep din nou să merg la sală. Și bineînțeles, stil de viață sănătos, după cum consider eu. Sau după stilul în care cred eu, că fiecare e cu altceva. Și e ok. Da, așa că am stat zen până când m-a sunat doctorița. Am zis, nu mi s-a dus, că nu mai este, nu mai ține pâinea cu Maia și peste problema asta. Deci toată ziua numai asta. Da, m-am descărcat pe John și mi-a zis, nu, încerci cu dietă, încerci cu ăsta, prevenția e cea mai bună. Și, sincer,
Planul meu ar fi fost ca mie dimineața să mă trezesc la... Este un estate sale care este într-un cartier la 40 de metri de mine. La 6 și un sfert ne trimite pe mail adresa. Planul meu ar fi fost să mă trezesc la 5. La 5 și jumătate să plec de acasă. Ca să ajung în cartierul respectiv la 6 și un sfert și când îmi trimite adresa să mă să-mi scriu numele pe hârtie. Să fiu printre primii. Și pe urmă, să, după ce îmi scriu numele pe hârtie, să vin acasă să-l scol pe Johnny, că mâine el nu are școală, și să-l duc cu mine să fim acolo la 9 și jumătate. Dar, sincer, sunt obosită. Sunt obosită. Și arată bine estate sale-ul ăsta, dar, primul rând, sunt obosită, în al doilea rând, deci nu pot. Sunt obosită și vreau să dorm. Am dormit tot prost în ultimele nopți. Am dormit la Johnny în cameră și e mai important decât orice catrafusă pe care mi-aș cumpăra eu de acolo, de care nici nu pot să zic că, mama, am văzut chestia asta și mi-o trebuie acum în casă, că nu mai pot. Așa că nu cred că o să merg la estate sale-ul. Știu că weekendul trecut n-am fost la târgul acela cu haine. Și mâine nu merg nici la estate sale, ca să vezi. Dar trebuie să-mi prioritizez sănătatea. Da, așa că asta speram, ca weekendul ăsta să fie unul plin de vechituri. Dar nu îl încep bine, vinerea nu mă duc la estate sale. Am început să fac pâinea cu maia pentru mâine. Eu folosesc rețeta lui de pe Taste Bazaar de pâine. Are o rețetă acolo în care să faci doar una. Că mie așa îmi place să fac una ca să fie proaspătă și asta este. Și am pregătit, am luat-o acum, l-am frământat de 2-3 ori cum arată ea și acum l-am pus la dospit peste noapte și mâine dimineață când mă trezesc fac următorii pași și da, asta o să fie munca mea de mâine. De mâine de dimineață. Dar... Da, și pe urmă Johnny nu are școală mâine, a zis că vrea să mergem la Muzeul Copiilor, așa că asta o să facem mâine, mergem la Muzeul Copiilor și are și oră de înot după amiaza. Asta este programul distractiv. Dar mai filmez și mâine și pe urmă tot mâine trebuie să-și editez vlogul ca tu să-l vezi sâmbătă. Dar, da, sunt puțin de desamăgită, că nu am cum să controlez ceea ce, cum sunt eu din punct de vedere genetic. Dar, și nu înseamnă neapărat că ceva o să mi se întâmple, dar, da, am fost fericită că mi-a trimis mesaj că totul e ok și acum mă sună și zic că mă sună, nu e bine, nu mai e bine. Dar asta este, trecem peste, mergem mai departe. Da, cum asta e, ne vedem mâine. Am mutat floarea asta ca să nu o vezi în cadru și acum am mutat-o înapoi, ca să o vezi în cadru. E foarte frumoasă, de altfel, dacă vrei să o vezi. Da, am aici... 3 flori în baie și de obicei le mut așa puțin când vorbesc cu tine. Pun să fac o baie și ne auzim mâine. Doamne ajută să dorm până la 8. Asta e planul meu, să dorm până la 8 mâine, să fiu toată fresh și pregătită.
Am plecat la 10 dimineața și am ajuns la după 5 seara acasă, după ora 17. Și ne-am oprit și până la Trejos și am cumpărat câte ceva. Am luat niște căpșuni înghețate organice pentru micul dejun al lui John. Aici am o pâine, niște mere, am luat spanac, am luat două ape de cocos și un suc de portocale pentru că mâine John are niște prieteni în vizită. Pe urmă am luat niște fructe de pădure organice, niște dovleac din ăsta acorn, ghindă. Îl fac simplu la cuptor, are un gust demențial. Pe urmă am găsit un nou tip de froze balls. Dacă știi, mie îmi plac astea foarte mult, se găsesc la Trader Joe's, dacă locuiești în state și ai unul aproape, ți le recomand. Și de obicei le cumpăr doar pe cele cu, nu știu, cred că aveau cu unt de alune. Și acum văd că au cu caramel, ciocolată și unt de arahide. Sunt foarte curioasă. Johnny și-a luat chestia asta, fructe uscate, nu știu. Așa, niște ciuperci, au nou tipuri noi de ciuperci la Trader Joe's, ceea ce mi se pare super tare. Așa, am cumpărat două tipuri, niște paste, cranberry sauce, ăsta îmi place pentru ziua recunoștinței, și ardei din ăștia micuți, pe care o să-i fac la grătar, Johnny e nebunit după ei, și am să-i fac la grătar, poate fac în seara asta ca să nu mai miroasă mâine în casă, și am umbrat cu Johnny o floare mov, care nu știu cum se numește. Așa, dar e foarte frumoasă și îngrășământ pentru plantele din casă. Asta mi-a fost recomandat la magazinul cu plante. Și cam asta e tot ce am luat. Treaba asta la Churchill's ne-a costat $90. De când am mai vorbit din pat de la mine, parcă am vorbit de lângă pat, de sub pat, glumesc de sub pat. Dar n-am mai vorbit din pat de mult timp. Mi-aduce amintea de primele vloguri în care tot timpul terminam vlogul în pat pentru că eram în timpul pandemiei. Și băieții erau prin tot prin casă și eu aici era singurul loc în care aveam liniște și puteam să închei vlogul. Chiar îmi aduce aminte de începuturi. Ah, ce zi lungă a fost astăzi! Am zis ieri că vreau să dorm până seara târziu, până dimineața târziu, gen 7-8 dimineața. M-a zis la 5 și n-am putut să adorm. Pe urmă am făcut o pâine cu Maia pentru că pâinea de ieri am mâncat-o pe toată. Și pe urmă l-am trezit pe Johnny și am mers la Muzeul Copiilor. Muzeul Copiilor, care noi și jumătate din LA am avut aceeași idee, să mergem acolo. Coadă super lungă, n-am văzut niciodată coadă până afară în genul ăsta. Și am intrat înăuntru și bineînțeles că după oră și jumătate eram plictisiți, că era mult, prea multă lume peste tot, trebuia să aștept la orice chestie. Și Johnny a zis că e foame și am zis, fie așteptăm aici la coada asta lungă să mâncăm. Fie merge la restaurantul vegan și probabil că o să mâncăm acolo și drumul până acolo și să comandăm și o să mâncăm înainte să mănânce oamenii ăștia de aici. Și bine am făcut pentru că am așteptat mult în coadă acolo și pe urmă foarte mult timp să ne vină mâncarea, pe când la restaurantul vegan am așteptat 5 minute să ne vină mâncarea. Bine, nu ne-a venit toată deodată, dar pe părți. Dar am putut să începem să mâncăm și a fost foarte bine. După care am fost până la poștă să lăsăm o carte de-a lui John, să o expediem. Și pe urmă am mers până la magazinul Second Hand. Am cumpărat cu Johnny săptămâna trecută pentru că au o cutie de donații acolo pentru jucării, pentru copii. Este organizația asta care se numește Toys for Tots și care oamenii din armată se duc la ușile copiilor și le dau jucării. Jucării care trebuie să fie noi pentru copiii nevoiași. Și am cumpărat două jucării cu Johnny de la Target săptămâna trecută, în scopul ăsta de a le dona și pe urmă am dus și câteva cărți de-a lui John. De acolo am mers la ora de not și pe urmă ne-am oprit până la cele jos și am ajuns acasă. Am plecat la, după cum am zis, am plecat la 11 sau 10 și am ajuns, nu, la 10 am plecat. Și am ajuns la ora, după ora 5 seara. Da, cam asta a fost excursia noastră de astăzi. Am crezut că o să pot să facem mai multe, dar nu știu, traficul a fost infernal, o parte din bulevard a fost închis după care și când ne-am întors și oamenii sunt atât de răi în trafic în ultimul timp, nu știu, chiar ziceam lui John, se pare, astăzi ca niciodată m-am enervat în trafic, de obicei nu mă enervez, dar încercam să ajung la ora de not și trebuia să fac stânga. În fine, e complicat, dar problema, chestia, că nu încurcam cu nimica dacă mă stau în culoar să fac stânga, dar nu mi-a lăsat nimeni niciun culoar, mă vezi că stau acolo, nu, în fine. Oameni nesimțiți și răi,
Dar m-am enervat după care zic Larisa, în trafic. Pentru ce? Pentru ce revinoți? Și pe urmă mi-am revenit. Am ajuns acasă, le-am făcut la băieți de mâncare, am pus de pâine pentru mâine. În fiecare vlog o să mă auzi cum fac pâine din nou. Și am zis lui John, zic, dacă vă învăț și ne învăț pe toți trei, vă obișnuiesc sau obișnuiesc pe toți trei să avem pâine proaspătă în fiecare zi, nu e de bine. Nu e de bine, nu e de bine. Dar, da, mâine e weekend, așa că puteți să mâncăm pâine proaspătă. Pijamaua de la Hill House, am returnat-o până la urmă. Ieri când m-am dus și am returnat coletele, am returnat și pijamaua pentru că mi-am seama că nu-mi place cum îmi stă, îmi cădea acolo din picioare, că partea de jos a piciorului gamba, pentru a mea e foarte subțire. Și faptul că pantalonii erau oricum largi, că am luat o mărime mai mare, ca să fie lungi, îmi făcea partea superioară să fie și mai mare, adică partea de sus a piciorului și pe urmă era partea de jos subțire pe care mi-o arăta, pentru că era scurt, arătam ca o găină fără pene, de fapt cu pene, dar știi cum vine, găina are pene până la un moment dat și după care vezi picioarele alea, așa arătam și eu, plină cu pene partea de sus și după care piciorușele alea. Am returnat-o frumos, imprimeu frumos materialul, dar croiul nu e pentru mine. Nici nu știu dacă vrea să fie, asta a fost ideea, că nu m-am mai uitat pe model să văd dacă ei vine lungă pijamaua sau asta a fost ideea să fie pantalonul ăia 3x4, dar ăia nu arată bine pe mine, așa că îmi trimis-o înapoi. Dar e ok, o să supraviețuiești fără pijamaua aia. Mi-a plăcut imprimeul. Da, cam asta este daily vlogul de astăzi. O să închei vlogul aici pentru că ce crezi? Trebuie să vezi tu videoul ăsta mâine, că așa l-aș ține și sâmbătă și duminică. Dar poate deschid duminică un alt vlog, că dacă merg la piață și nu filmez, știu că săriți pe mine. Glumesc, dar nu, știu că vă place piața și... stai că duminică mergem la două piețe, dacă știi ce vreau să spun. Da, cam asta e. Te-am pupat, nu uita să te abonezi și ne vedem data viitoare, și anume marți cu un video și joi cu următorul vlog și pe urmă sâmbătă cu un alt video.